Doamnelor și domnilor, se semnează acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei Albița, România, respectiv Leușen, Republica Moldova, rutier, pe sensul de intrare în România. Documentul este semnat pentru partea română de către domnul Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne, și doamna Ana Revecu, ministrul afacerilor interne al Moldovei. De a face o declarație de presă, doamnei ministru Ana Revenco. O zi lungă așteptată, o zi cu emoții pentru noi toți. Acest control coordonat este un mecanism firesc al relațiilor de prietenie, de frăție, între Republica Moldova și România, un mecanism generat de războiul din Ucraina, care schimbă esențial lucrurile, dar în egală măsură și de schimbările care dinamizează relațiile comerciale între țările noastre. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat la Albița este născut din nevoia țărilor noastre de a avea un mecanism nou care să asigure la alt nivel securitatea frontierelor dintre Republica Moldova și România, nevoia care vine din provocările generate de războiul din Ucraina. Astfel, prin controlul și contribuția, controlul coordonat și contribuția comună a statelor noastre, devenim piloni importanți, îndrăznesc să spun piloni principali în prevenirea și lupta cu criminalitatea transfrontalieră organizată, cu terorismul, extremismul și spălarea de bani. Vestea bună pentru cetățenii de bună credință este că în curând se vor reduce timpii de așteptare pentru cetățenii moldoveni, români și altor state care vor solicita trecerea în acest punct de frontieră Leușeni-Albița. Ne amintim cu toții criza de transport marfar care a fost generată de invazia Rusiei în Ucraina, care a provocat și a creat cozi kilometrice de transport marfar cu blocaje pe trasee naționale. Atunci, împreună cu domnul ministru Bode, am reușit să gestionăm situația la zi, sincronizând anumite acțiuni și măsuri
în punctele de trecere a frontierii, astfel încât să reducem riscurile, dar și costurile enorme pe care ambele state le suportau. Tot atunci s-a și născut această idee, care acum am parafat-o prin această semnătură, ideea unui mecanism nou și anume control coordonat în punctul de trecere a frontierii Leușeni-Albița pentru a gestiona mult mai eficient și supraveghea toate fluxurile transfrontaliere. Este clar că infrastructura în principalele puncte de trecere a frontierii trebuie regândită, modernizată. Pe partea moldovenească, noi avem nevoie să dezvoltăm și infrastructura rutieră și să creăm noi căi de acces către România, către Uniunea Europeană. Toți trebuie să inovăm, să modernizăm, astfel încât distanțele dintre state, distanțele dintre noi să devină neesențiale, nesimțibile, să le înlăturăm drept obstacole în căile și relațiile comerciale, culturale, în relațiile bune și frumoase dintre cetățenii noștri. Acordul pe care l-am semnat astăzi aici, în numele țărilor noastre, este un început de colaborare de alt nivel, care asigură o dinamică mult mai mare în relațiile pe pilonul de supraveghere a frontierilor, de combatere a criminalității organizate și de susținere a ritmului mult mai accelerat pe agenda economică a țărilor noastre. Noi știm că echipele moldo-române deja lucrează de ceva timp împreună, lucrează și de data aceasta pentru a accelera finalizarea noi scheme tehnologice care ar operaționaliza acest acord și sperăm în scurt timp, așa cum am spus, ca toți cetățenii care intră pe teritoriul României se îndreaptă inclusiv spre țările membre a Uniunii Europene să beneficieze de acest regim coordonat care vine să aducă beneficiul timpului atât de mult așteptat și necesar, în primul rând, pentru toți agenții economici. Așa noi evoluăm, așa dezvoltăm relațiile noastre împreună cu echipele Frontex și asta înseamnă că facem pași fermi pe calea europeană, pași fermi pe agenda de integrare europeană. Să ne fie nouă tuturor această semnare un start de bun augur. Echipele lucrează în teren. Și eu, cu această ocazie, domnule ministru, vă invit să fim și noi printre primii cetățeni care pășim frontiera și înțelegem pe deplin ce înseamnă acest regim coordonat, control coordonat pe care îl propunem cetățenilor noștri, să ne regăsim și să ne revedem aici, în acest punct, cât de curând posibil, chiar poate, sper, în această primăvară, la începutul ei. Mulțumesc mult! Mulțumim și domnul ministru. Adresez invitația domnului ministru Lucian Nicolae Bode pentru a ne face o declarație de presă. Domnul ministru, doamnelor și domnilor secretari de stat, stimate oficialități locale, dragi colegi, stimați invitați, doamnelor și domnilor, astăzi este un moment foarte important pentru România, pentru Republica Moldova și mai ales pentru cetățenii statelor noastre. România și Republica Moldova au făcut astăzi un prim pas care ne va permite să acționăm coordonat și mai eficient în fața provocărilor actuale, consolidând în același timp cooperarea dintre statele noastre. Mă bucur să fiu gazda acestui eveniment și să o am alături pe doamna ministru al afacerilor interne, Ana Revenco, o prietenă a României, o prietenă a mea și un susținător al parteneriatelor
dintre țările noastre. Sunt subiectiv, evident, dacă aș spune că cel mai mare susținător, pentru că avem o colaborare excepțională între ministerele noastre. Semnarea acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea controlului coordonat pe teritoriul României în cadrul punctului de trecere a frontierei Albița, pe sensul de intrare în țara noastră, ne va permite să gestionăm mai eficient efectele generate de actualul context de securitate din regiune și nu numai. Așa cum știți, anterior declanșării agresiunii militare ruse nejustificate împotriva Ucrainei, înregistram mai puțin de 5 milioane de treceri anuale ale frontierei comune cu Republica Moldova. În anul 2022, polițiștii noștri de frontieră au înregistrat un număr record, vorbind de aproape 9,2 milioane de cetățeni care au traversat cele 6 puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova, dintre aceștia aproape 40% fiind procesați doar în punctul de trecere a frontierei unde ne aflăm astăzi, Albița. Apropo de numărul mare de cetățeni care au traversat frontiera dintre România și Republica Moldova, aș vrea să vă dau câteva cifre din această dimineață. România a depășit borna 3,5 milioane de cetățeni ucrainieni care au intrat în România de la începutul războiului din Ucraina. 3,5 milioane. Dintre aceștia, peste 650.000 au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Un număr atât de mare de trecere ale frontierei demonstrează că statele noastre sunt mai interconectate ca niciodată. Însă ne determină pe noi să fim proactivi pentru dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de la frontieră, astfel încât să avem în comun mult mai multe lucruri dincolo de limbă, cultură, istorie și valori. Am semnat acest acord în scopul consolidării cooperării operative dintre structurile noastre, urmărind simplificarea controlului la frontieră, creșterea capacității de a depista infracțiuni, dar și alinierea procedurilor și legislației Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, respectiv la standardele Schengen. Vreau să precizez că viitoarele acțiuni de control coordonat, derulate de polițiștii din România și Republica Moldova pe teritoriul țării noastre, se vor derula în deplin acord, subliniez, în deplin acord cu prevederile codului frontierelor Schengen și cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale. Iar acest acord nu este doar dovada capacității autorităților de la Chișinău de a colabora foarte strâns cu cele din România, ci și dovada că Republica Moldova este un partener de încredere al Uniunii Europene, frontiera cu Republica Moldova fiind frontieră externă a Uniunii Europene, pe cei peste 600 de kilometri de frontieră pe care o gestionăm împreună. Din cei peste 2000 de kilometri de frontieră externă a Uniunii Europene pe care România o gestionează cu succes astăzi. Concret, acordul semnat astăzi ne va permite să organizăm activități de control coordonat la frontiera care se vor desfășura în punctul de trecere a frontierei Albița, pe teritoriul României, pe sensul de intrare în țara noastră, unde vor fi prezenți
polițiști de frontieră și reprezentanți ai structurilor vamale din Republica Moldova, împreună cu autoritățile din România. Acordul semnat astăzi va intra în vigoare după ratificare, însă cooperarea dintre ministerele noastre nu se va limita la acest acord. Vreau să subliniez că avem în derulare proiecte comune finanțate din fonduri europene de peste 45 de milioane de euro în domeniul precum managementul situațiilor de urgență, consolidarea securității frontierelor sau combaterea criminalității transfrontaliere. Astăzi, înainte de a ajunge aici, la Albița, am avut onoarea să particip la prezentarea primului proiect realizat din fonduri europene pe teritoriul României, un proiect de peste 4 milioane de euro, realizat la Iași, un proiect care are ca obiectiv principal pregătirea salvatorilor din România și din Republica Moldova, un proiect model pentru mulți parteneri de-ai noștri din Uniunea Europeană și nu numai, un proiect care va ridica și mai mult gradul de pregătire și profesionalismul salvatorilor noștri. De altfel, România este deja cunoscută ca fiind furnizor de protecție civilă la nivel european și acest lucru l-am putut vedea și ca timp de reacție și ca eficiența reacției în intervenția în aceste zile din Turcia. Doamna ministru, doamnelor și domnilor, mă bucur să colaborăm și să lucrăm împreună în beneficiul cetățenilor noștri și sunt încrezător că demersurile noastre comune nu se opresc aici. Profit de această ocazie pentru a anunța că în viitorul apropiat vom operaționaliza și punctul de trecere a frontierei în dreptul localității Bumbăta din România și Leova din Republica Moldova. Ieri, Guvernul României a adoptat hotărârea de guvern prin care s-au reglementat toate chestiunile care erau necesare în vederea operaționalizării acestui punct. Mai exact, s-a deblocat chestiunea legată de teren, pentru că acel teren era necesar a fi trecut din domeniul public al localității în domeniul public al statului și acest lucru s-a întâmplat. Va fi transferat către Ministerul Transporturilor și toate structurile implicate în funcționarea și operaționalizarea acestui punct, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, toate aceste structuri sunt acum în contact împreună cu structurile din Republica Moldova și au sarcină din partea premierului, primului ministru, să ducă la bun sfârșit cât mai repede aceste proceduri pentru a operaționaliza, cum spuneam, și acest punct de trecere a frontierei, despre care vorbim de aproape un an de zile. Doamnelor și domnilor, în încheiere vreau să vă mulțumesc tuturor și să vă doresc cât mai multe proiecte importante în beneficiul României și Republicii Moldova. Mulțumesc și așteptăm întrebările dumneavoastră. Sigur că întrebările vor viza absolut toate, sunt convins, buna colaborare pe care o avem cu Republica Moldova și noi o să răspundem cu drag la ele, dar să vedem dacă m-am înșelat. Vă rog! Practic,
Ce se va schimba? Se va micșora timpul de așteptare în fel? Dacă vreți să dați câteva detalii practice. Deci noi vom merge la propunerea doamnei ministru, vom merge în teren, așa, să vedem și să explicăm prin Poliția de Frontieră Română și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din România și omologii din Republica Moldova, efectiv, cum se va întâmpla. Tehnic, parte din specialiștii și structurilor din Republica Moldova își vor desfășura activitatea pe teritoriul României. Practic, nu vom avea două verificări succesive și una singură într-un singur loc. Timpii, evident, de procesare se vor reduce și timpii de așteptare. Cum se va întâmpla efectiv, va rezulta din documente clar parafate între structurile noastre la nivel tehnic, dar obiectivul nostru acesta este să simplificăm procedurile. Dacă vreți, într-un cuvânt, ceea ce se întâmplă astăzi între România și Ungaria, spre exemplu, frontieră internă a Uniunii Europene, se va întâmpla ca proiect pilot între România și Republica Moldova, aici, în Albița. Comportamentul, modul de lucru și toate procedurile, practic, vor fi în oglindă, comportându-ne cum am fi două țări membre ale Uniunii Europene. Deci, aceea am vrut să începem cu un proiect pilot și sunt convins că odată ce acest proiect va da rezultate, până în momentul în care Republica Moldova va deveni membră a Uniunii Europene, cu siguranță experiența ne va arăta de zi cu zi, practica de zi cu zi ne va arăta că este nevoie să extindem și la alte puncte de trecere a frontierei comune acest proiect pilot. Dar odată să parafăm acest acord, să ratificăm, pardon, acest acord prin legislația din cele două țări, hotărâre de guvern la nivelul Republicii Moldova, lege la nivelul României și operaționalizarea efectivă în această primăvară, așa cum spunea doamna ministru. Mecanismul este bazat pe conceptul singur, simplu, ghișeu unic, ceea ce este cunoscut mai pe larg pentru toată lumea. Un element esențial este că echipele vor lucra în cadrul legislațiilor naționale. Este ca și cum echipa din Republica Moldova, cu specialiștii care reprezintă Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, activează în punctul de trecere pe teritoriul României, în Albița, dar sunt ghidați conform legislației naționale. Asta este un element esențial al acestui proiect pilot, care este în deplină corespundere cu toate prevederile și precondițiile care derivă din angajamentele în ceea ce privește protecția și accesul la date cu caracter personal. Dar esența în sine înseamnă timp redus de așteptare, de procesare. Ori exact asta mi-o cer absolut toți cetățenii atunci când pornesc la drum. Nu întâmplător am ales Albița, având în vedere că 40% din tot ce a însemnat trafic între România și Republica Moldova a fost procesat aici. Dacă mai sunt subiecte pe frontieră, vă rog și pe relația cu Republica Moldova ca să trecem la... Vrem să întrebăm cât va dura acest proiect pilot. Are un termen de valabilitate acest acord? 6 luni cu posibilitatea de prelungire multiplă de câte 6 luni. În aceste 6 luni vom vedea cum funcționează schemele tehnologice, dacă există loc pentru îmbunătățire, unde este necesar să intervenim prin echipe, prin intervenții în procese, prin sincronizări sau alte elemente, astfel încât să fim și mai buni în implementarea acestui regim nou. Exact aceasta este esența termenului limite dat acestei faze de pilot, după care extinderea însemna să intervenim acolo unde putem să facem proceduri mult mai eficiente.
care este termenul de la care devine operațional? Adică, când? Am spus, imediat după ce hotărârea de guvern este adoptată în Republica Moldova și legea este publicată în Monitor Oficial în România. Domnule ministru, ați amintit de vama de la Bumbăta. Știm că partea din Republica Moldova deja a investit foarte mult în infrastructură. Partea română încă abia dacă a reușit să schițeze ceva lucrări acolo. Ce ne puteți spune și în cât timp va fi operațională? Așa cum am prezentat în intervenția mea, nu aveau cum să investească atâta timp cât terenul nu era trecut din domeniul public al localității în domeniul public al statului. Acest lucru s-a întâmplat ieri, mai exact în momentul în care hotărârea de guvern va fi publicată în Monitor Oficial, nu știu dacă a fost publicată astăzi. În consecință, după această etapă, fiecare instituție responsabilă din statul român, în cazul infrastructurii de transport legat, mă refer concret la drum, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerul Transportului din România, are sarcină să modernizeze și să dezvolte infrastructura necesară pentru ca acest punct să fie operaționalizat. În cât timp? În urmă cu o săptămână, în cadrul ședinței de guvern, am avut la capitolul informări o informare cu privire la stadiul dezvoltării de noi puncte de trecere a frontierei pe frontiera de est. Cu Republica Moldova și cu Ucraina, știți că avem Racovățu, avem puncte pe care dorim să le dezvoltăm și să le extindem. Domnul prim-ministru Nicolae Ciuc a dat o sarcină de guvern foarte clară într-o săptămână toate instituțiile responsabile din statul român să vină să pună pe masă ce are de făcut fiecare și în cât timp realizează acest lucru. Noi, Ministerul Afacerilor Interne, ne-am asumat că într-o săptămână să venim cu hotărârea de guvern și să o adoptăm. Lucru care a fost realizat. N-aș vrea să vorbesc în numele celorlalte ministere, dar fiecare are responsabilitatea sarcinii primită în guvern și se va încadra în termenele asumate. Ne-am dorit în cât mai scurt timp, avem aici din partea Cancelarei Primului Ministru, Cabinetului Primului Ministru, un consilier de stat care răspunde de această misiune, să spun așa. Fiecare minister și-a desemnat un secretar de stat sau un subsecretar de stat care este parte a echipei de coordonare. Spun toate aceste lucruri ca să înțelegem determinarea României de a realiza acest punct de trecere a frontieră, de a-l face operațional cât mai repede cu putință. Ne puteți precisa faptul dacă va fi un pod de controle, așa cum se specifica, sau va fi un pod mare? Încă o dată vreau să vorbesc în numele Ministerului Afacerilor Interne. Noi gestionăm fluxurile de treceri și nu vreau să vorbesc de infrastructură. Domnule ministru, mențiunile de salvare, dacă ne puteți spune câteva cuvinte, dacă mai sunt elemente de noutate și dacă România când începe să se întâmple. În regulă, am înțeles, am încheiat frontiera, trecem la Turcia. Mă bucur că este alături de mine domnul secretar de stat Raed Arafat. Dinamica în care se întâmplă lucruri acolo și evoluează această catastrofă greu de imaginat este una care de la momentul în care am început discuțiile până acum când am venit în fața dumneavoastră s-a schimbat. De aceea ce facem acum cu cele două echipe de salvatori, 58 respectiv 59 de salvatori trimiși deja acolo. Echipamentele de salvare și toate elementele legate de Turcia plus ceea ce acum în timp ce vorbim se întâmplă și anume Consiliul CNSU este întrunit online și votează un sprijin pentru Siria. Dați-mi voie ca la
sfârșitul acestei conferințe de presă, să-l invit pe domnul doctor Arafat să vă dea toate aceste detalii, pentru că, încă o dată, de la momentul în care am intrat în sală și până când am ajuns aici, lucrurile s-au schimbat. Știu că a fost în permanență în legătură cu ambasada noastră și cu cei de la Națiunile Unite care ne-au ajutat cu transportul. Deci, să lăsăm acest subiect la final, sunteți de acord. Dacă în țara noastră s-ar produce un dezastru similar, ce capacitate are Ministerul de Interne prin structurile sale să intervină? Mă refer concret la câte forțe specializate în misiuni de căutare-salvare sunt și alimentele din depozitele rezervelor naționale pentru câte zile ar ajunge? Detalii vă poate da domnul secretar de stat, dar eu vreau să vă spun că România este mult mai bine pregătită pentru a răspunde unei situații critice în raport cu gradul de pregătire din urmă cu 10-15 ani. Spun, este mult mai bine pregătită, dar în același timp sunt conștient că niciodată nu putem spune că suntem 100% pregătiți pentru o astfel de situație critică. Este mult mai bine pregătită pentru că a reușit prin Departamentul pentru Situații de Urgență și în special prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să atragă peste 1 miliard de euro fonduri europene în dotări cu echipamente, mijloace de transport, elicoptere, avioane și, foarte important, în pregătirea personalului, în pregătirea salvatorilor. Așa cum am arătat și la Iași. Faptul că salvatorii români sunt respectați, apreciați la nivel european pentru profesionalismul lor, pentru modul în care s-au prezentat în ori de câte ori a fost nevoie, că a fost Albania, că a fost Italia, că a fost Franța, că a fost Grecia, peste tot unde salvatorii români au fost chemați să intervină, au arătat profesionalism pentru că sunt bine pregătiți, unu, și doi, pentru că au dotările necesare pentru a interveni profesionist. Sigur că la nivelul fiecărui județ sunt în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență, avem două containere special pregătite pentru astfel de situații critice. Fiecare județ are echipe, o echipă are 25 de salvatori în componență care sunt pregătiți să intervină în orice moment într-o astfel de situație. Detalii vis-a-vis de fiecare județ, vis-a-vis de București, unde avem peste 300 de clădiri cu bulină roșie, vă putem oferi, dar cert este că, și acest lucru ar vrea să înțeleagă românii, România este mult mai bine pregătită pentru a face față unei situații critice în raport cu modul în care, sau situația în care se aflau structurile noastre de intervenție în urmă cu câțiva ani. Și asta datorită a ceea ce v-am prezentat aici. Vrea doamna ministru să adauge ceva, vă rog. Da. Intervenția pompierilor salvatorilor în misiuni de salvare este un alt subiect care se regăsește pe agenda bilaterală. De mulți ani beneficiem de instruiri, de ghidaj din partea României și pe acest segment și nu pot să nu menționez, dat fiind faptul că discutăm și despre intervenția acestor forțe, nu pot să nu menționez și despre echipa de salvare care a mers în Turcia din partea Republicii Moldova. În ultimele 12 luni este cea de-a treia misiune internațională pe care și-o asumă echipa de salvatori din Republica Moldova. A fost și România pe timpul pandemiei COVID. Grecia a intervenit o echipă în cazul incendiilor forestiere și acum în Turcia cu echipele de căutare-salvare. Ceea ce înseamnă că căpătăm și experiență pe lângă faptul că dăm o mână de ajutor celor care se află la nevoie, căpătăm experiență, devenim mai buni pentru a fi în caz de nevoie aproape de cetățenii Republicii Moldova sau altor state, inclusiv în cazul României, dacă va fi necesar.
Și asta, încă o dată, argumentează, justifică de ce am ales în acest an, pentru anul 2023, să obținem certificare internațională pe modulul căutare și salvare, ori asta ar însemna că va fi echipa din Republica Moldova gata să realizeze misiuni atât în țară cât și peste hotare și va deveni interoperabilă cu alte echipe internaționale. Asta, desigur, că înseamnă o mai bună pregătire, o mai bună siguranță, securitate pentru cetățenii noștri și noi așteptăm pe salvatorii noștri sănătoși acasă cu o misiune bine realizată. Domnule ministru, împreună cu premierul ați inițiat o modificare a codului penal. Spuneți cât de mult a crescut infracționalitatea în ultimii ani și care ar fi cauzele? Am văzut această dezbatere în spațiu public odată cu anunțul pe care l-am făcut și anume acela că am depus această inițiativă legislativă de modificare și completare a codului penal. Scopul a fost unul cât se poate de clar și anume acela de a spori nivelul de protecție și de siguranță a cetățeanului. Am văzut foarte multe dezbateri în ultimele 24 de ore cu privire la o propunere de modificare și anume acea legată de tulburarea ordinii și liniștii publice, articolul 371. Și am văzut foarte multe și am primit foarte multe mesaje de susținere pentru inițiativa pe care și ideea pe care am avut-o alături de primul ministru domnul Nicolae Ciucă de a veni și a interveni legislativ cu modificări și completări la conținutul constitutiv în cazul infracțiunilor de omor calificat, lovire sau alte violențe, vătămare corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, încăierare, hărțuire, tâlhărie calificată, ultraj judiciar și foarte important, extinderea prezumției legitimei apărări de la spațiul privat la cel public. Înțelegând din toată dezbaterea de până acum că aceste modificări pe care noi le propunem și care vor urma circuitul parlamentar sau depus la Senat, vor fi dezbătute în Senat, vor fi invitați toți cei interesați, ONG-uri, societate civilă, absolut toate părțile interesate vor fi invitate la aceste dezbateri în prima cameră sesizată. După aceea, proiectul va merge la Camera Deputaților, Camera Decizională, unde va parcurge tot procesul legislativ în comisiile de specialitate și la final deputații vor lua o decizie prin vot. Ei, toate aceste reglementări înțeleg că sunt fie acceptate tacit, fie salutate, cum vă spuneam, cu excepția acelei dispute pe 371 și vă rog să-mi permiteți să clarific acest aspect, pentru că este prima dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră pe acest subiect. Pentru că vreau să ne fie foarte clar. Aspectele semnalate în spațiu public, referitoare la modificarea codului penal, concret mă refer la 371, nu sunt reale. Exemple de manifestări oferite de contestatarea acestui demers, injurii, exprimarea nemulțumirilor chiar în mod gălăgios, nu fac obiectul infracțiunii în cauză, existând suficientă practică judiciară în acest scop. Și mai exact, în cazul modificărilor la 371, propunerea legislativă nu modifică conținutul constitutiv al infracțiunii în vigoare. Deci, dacă ne uităm, pentru că am aici în față articolul 371 așa cum el este astăzi în vigoare, o să vedeți că el nu este modificat de propunerea pe care noi am făcut-o. Și dați-mi voie să-l prezint.
Pentru că toată lumea a prezent, sau cei care au fost interesați să prezinte într-un anumit fel acest proiect și această referire la 371, au vorbit doar de cum arată propunerea. Dar cum arată astăzi 371, nu vorbim, spune foarte clar. Fapta persoanei, sau tulburarea ordinii și liniștii publice, fapta persoanei care în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Este în vigoare această prevedere. În consecință, acum, dacă totuși legiuitorul, cel care este chemat să se pronunțe, va considera că această prevedere nu este în acord cu ceea ce își doresc cetățenii, pentru că parlamentarii reprezintă cetățenii în forul decizional, în forul legislativ. Ea va fi amendată, respinsă după caz. Dar, încă o dată, propunerile vizează majorarea limitelor de pedeapsă și introducerea unor forme calificate. Precizez, propunerile de modificare aduse codului penal, și aici mă refer strict la 371, nu vizează nici de cum cetățenii onești și nici pe cei care ar putea protesta, ci se referă la cei care săvârșesc violențe, distrugeri sau alte acte de acest gen. Acesta este motivul pentru care am venit cu aceste propuneri. Sigur că practica ultimilor ani îmi dă posibilitatea să văd tabloul infracțional la nivel național, să constat în activitatea de zi cu zi a polițiștilor, a jandarmilor, a tuturor structurilor noastre, cu ce probleme se confruntă și unde legea nu îi ajută în a-și exercita atribuțiile, și am obligația și în calitate de ministru și în calitate de parlamentar să vin și să propun astfel de modificări pe care eu le consider de îmbunătățire a legislației. Parlamentul este suveran, Parlamentul va decide în cele două camere în ordinea în care vi le-am prezentat și este foarte bine că în spațiu public se naște o asemenea dezbatere, pentru că vedem în ultima perioadă și în ultimii ani infracțiuni cu violență împotriva minorilor, împotriva persoanelor cu dizabilități, împotriva femeilor, săvârșite de grupuri organizate în spațiu public. Apropo de spațiu public, noi avem astăzi reglementată legitima apărare în spațiu privat, după cazul Adrian Iovan. Noi venim și propunem astăzi reglementarea legitimei apărări și în domeniul public. Și cred că până la urmă Parlamentul, prin analiza pe care o vor face și luând puncte de vedere de la toate structurile socioprofesionale, vor lua o decizie. Dar să vii și să desfințezi o inițiativă pentru că nu îți convine cum arată un articol, fără să vorbești că acel articol este astăzi în vigoare, doar că am crescut limitele pedepsei, nu mi se pare o propunere constructivă, și de aceea acest proiect va intra în dezbatere parlamentară și se va supune rigorilor parlamentare.
Și răspunzând unei întrebări, președintele a spus că este evident că sunt probleme și că se așteaptă ca cel târziu la rocada guvernamentală de luna mai să se ia o decizie clară. Am văzut declarația domnului președinte, chiar înainte de a intra în conferința de presă de aici. În primul rând, eu nu comentez știrea, comentez ceea ce a spus domnul președinte și dacă știrea era completă, citită de dumneavoastră, suna, din ce am văzut eu, cam așa. Domnul președinte Klaus Iohannis și-a exprimat încrederea în Partidul Național Liberal și în mine că vom analiza și vom lua o decizie într-un timp arătând rocada guvernamentală, eu pot să răspund și să vă răspund dumneavoastră la întrebare pe două paliere. Unu, cel al legii. În România există, conform legii, o singură instituție abilitată să propună acordarea sau retragerea titlului de doctor, și anume CNAPCU. Eu, în 2018, respectând toate prevederile legale în vigoare atunci, având un dosar complet cu tot ce înseamnă raport antiplagiat, raport de similitudine, raportul comisiei formată din profesori universitari proveniți din trei universități de prestigiu din România, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea de Vest din Timișoara. Am depus la CNAPCU acest dosar, iar după 10 luni, în iulie 2019, CNAPCU avea trei variante. Varianta să propună completarea dosarului, să respingă propunerea școlii doctorale sau să propună Ministerului Educației, Ministrului Educației, acordarea titlului de doctor. A ales varianta 3 în urma analizării, respectării tuturor prevederilor legale. Așadar, atunci am convingerea, garanția, certitudinea, curajul să spun aici în fața dumneavoastră că nu am încălcat nicio prevedere legală, dimpotrivă, le-am făcut la virgulă, am parcurs fiecare procedură la virgulă, tocmai pentru a nu fi într-o situație de a da explicații publice. Lăsând la o parte că nimeni nu mai vorbește de conținut. Și de cariera mea de 20 de ani de activitate în domeniul energetic. Dar închid paranteza. Deci am această împăcare că am respectat legea și instituțiile statului s-au pronunțat. Al doilea palier al răspunsului este unul politic. Omul politic trăiește din percepții. Percepția pe care cei de la Uniunea Sabotăm România, demolatorii acestei țări, că asta, cu asta se ocupă USR, cu demolarea, au încercat să o construiască în spațiu public, a fost una că am greșit, că am plagiat, că sunt un hoț și așa mai departe. Aruncând cu injurii, cu acuzații nefondate, investind milioane de euro în campanii, din bani publici, în campanii de promovare și atacuri la adresa mea. Partidul închei. După această campanie, eu am determinarea să arăt că adevărul este cel despre care vă vorbeam. Am explicat aceste lucruri în Partidul Național Liberal în urmă cu o săptămână. Cei care m-au susținut și în funcția de ministru și în funcția de secretar general. Voi explica aceste lucruri ori de câte ori va fi nevoie și Partidul Național Liberal, fiți convinși că va lua o decizie împreună cu mine, în acest caz,
astfel încât să nu afectăm sub nici o formă nici imaginea Partidului Național Liberal, nici parcursul Partidului Național Liberal, dar, în opinia mea, nici să dăm satisfacție minciunii dezinformării. Eu sunt, încă o dată, vă spun, determinat să arăt că adevărul este cel pe care eu l-am prezentat în spațiu public și respectând legea în 2018. În opinia dumneavoastră, după rocada guvernamentală, ar trebui să vă mențineți în funcție? Am răspuns la această întrebare. Partidul Național Liberal va decide unde sunt cel mai util și în ce poziții, ce funcții sunt mai util pentru Partidul Național Liberal din perspectiva, evident, anului electoral 2024. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, îl invit pe domnul doctor Arafat aici să vă spună câteva cuvinte despre Turcia, după care vă propun să ieșim. Vă mulțumesc! Da. Da, stați o secundă. Stați o secundă, stați o secundă că vă răspunde la toate. Da? În gălăgea asta nu prea poate. Da, dacă îmi permiteți prima dată, o să ajungem la asta. Deci la acest moment, situația care o avem în Turcia, avem cele două echipe sosite, cum a zis domnul ministru. Ultima persoană scoasă în viață a fost la câteva minute înainte de miezul nopții, un tânăr de 16 ani, care s-a lucrat 20 de ore pentru a-l scoate de sub dărâmături, de către prima echipă sosită acolo. Acum am întrebat dacă au mai găsit supraviețuitori în zona desemnată lor și am înțeles că încă nu, dar echipele de căutare sunt pe teren și caută toate clădirile care sunt alocate în zona lor, bineînțeles cu câinii care sunt la dispoziție, cu echipamentele care le au la dispoziție. În secunda în care au suspiciune, în care identifică că este o persoană în viață sub dărâmături, normal, se organizează și încep să lucreze pe site-ul respectiv și poate să dureze din nou ore până scot încă o persoană în viață. A doua echipă, din ce am înțeles, îi se desemnează o altă zonă, deci nu este chiar împreună cu prima echipă, și care va intra în lucru, bineînțeles, după recunoașterea zonei și după stabilirea detaliilor cu autoritățile din Turcia. După cum v-am explicat și altă dată, echipele lucrează fiecare echipă în două schimburi, deci nu se oprește muncă. Este o echipă care lucrează în schimb de zi, adică o parte din echipă în schimb de zi, o parte de echipă în schimb de noapte. Astfel, fiecare echipă este funcțională 24 din 24 de ore. Pe lângă toate aceste aspecte, încă lucrăm cu colegii de la Protecția Civilă Europeană pe mai multe acțiuni și cele care privesc stocurile europene pe teritoriul României, să vedem dacă se va decide mobilizarea unei părți din ele pentru sprijinul Turciei. Dar asta vom reveni, dacă se decide acest lucru, vom reveni cu informații. Totodată, există la acest moment, pe terenul unde s-a întâmplat tragedia, există o echipă de coordonare al Protecției Civile Europene, care lucrează cu autoritățile turce, cu colegii de la AFAD, și care are în ea o persoană care reprezintă DSU-ul, și care participă la acțiunile de coordonare cu toate țările și cu toate echipele care sunt la fața locului. La acest moment sunt, și vorbim de peste deja 5.000 de salvatori numai pe partea europeană, peste 200 de câini numai pe partea europeană, la care se adaugă și celelalte țări care participă cu sprijinul. Și aici putem vorbi, pe lângă partea de căutare-salvare, la un sprijin pe linia de spitale de campanie și unde, din ce vedem, avem spitalul din Spania care deja este mobilizat, mai este un spital, din ce am înțeles, din Israel care este mobilizat și probabil că va mai fi încă o țară europeană care oferă un spital și aici vorbim numai de spitale de nivel 2 și 3 care au capabilități chirurgicale, care s-a cerut mobilizarea lor. Rămânem
în legătura cu dumneavoastră pe acțiunile care le facem în teren. Cum am zis, condițiile pot să însemne o încetinire a găsirii unor supraviețuitori, având în vedere că deja au trecut peste 60 de ore, deja temperatura scăzută continuă are impact pe zonele de căutare. Dar, cum am auzit cineva zicând din Turcia, că credem în miracole, credem în miracole și poate totuși mai reușim să găsim oameni în următoarele zile sau copii care sunt sub dărâmături. Și vom lucra până la momentul în care se va decide că nu mai este nevoie. Așa că echipele noastre vor rămâne acolo, bineînțeles cu acordul conducerii Ministerului și al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, condus de domnul prim-ministru, vor rămâne acolo. Dacă este necesar, vom face schimburi până ni se spune că nu este nevoie, văzând situația în care ne aflăm. Domnule ministru, dacă îmi permiteți, câte spitale din capitală sunt în situație de risc seismic și s-ar putea prăbuși și o întrebare, câte spitale mobile pot fi ridicate de urgență? Da. Unde vor fi amplasate și câte persoane pot prăbui? Deci, ca și clădiri, spitalele, există, n-am cifrele la mine, există un raport care arată care clădiri de spitale sunt cu risc. Iar mai multe spitale au fost consolidate în ultima perioadă și acest lucru trebuie să fie subliniat și dau numai două exemple de spitale mari consolidate, Universitarul și Spitalul Bagdazan, care au fost consolidate în ultima perioadă și asta înseamnă că ne întărește faptul că ele vor rămâne în picioare într-un cutremur, dar deci, v-am zis, nu am listă la mine. Și cifrele astea pot fi comunicate, sunt publice. Cred că se găsesc și pe site-ul autorității locale și pe site-ul IGS-ului. Nu știu dacă mă înșel, dar se găsesc și s-au mai dat rapoarte în acest sens. Deci există câteva clădiri care sunt în risc. Dar problema spitalelor e alta. Nu e numai prăbușirea. Și asta vreau să explic, dacă îmi permiteți. Când se întâmplă un cutremur, spitalul, ca să rămână funcțional, trebuie să fie pregătit. Trebuie să aibă toate echipamentele fixate. Trebuie să aibă sursă de apă, sursă de curent, toate utilitățile funcționale. Un cutremur poate să ducă la incapacitarea unui spital, chiar dacă spitalul este în picioare și nu are problemă structurală. Din cauza asta, planurile de intervenție includ, într-adevăr, spitale de campanie. Și aici avem, la acest moment, mai ales după pandemia, spitalul principal al Ministerului Apărării, la care s-au mai adăugat încă două spitale de campanie ale Ministerului Apărării și un spital care este recent preluat de Departamentul pentru Situații de Urgență și care poate să fie și asta utilizat în astfel de situații. Pe lângă asta, mai avem două proiecte europene care suntem implicați în ele, unul pe fondurile europene românești, care este achiziția unui spital mobil de nivel 2 cu toată dotarea lui și care așteptăm să se deruleze procedură și anul ăsta sperăm că îl primim, dar mai este și un proiect european care se numește EMT, deci Emergency Medical Teams, și unde România este membra în el și vor fi trei spitale mobile în Europa, din care unul dintre ele va fi amplasat în România sub protecția civilă. Și asta este în următorii 2 ani. Aceste spitale au toate dotările necesare, de la computer, tomograf, la sala de operații, la absolut totul. Pe lângă asta, dacă ai o situație în București, să zicem, Doamne ferește, noi, pacienții, nu trebuie neapărat să-i asigurăm integral tratamentul în București. Trebuie să ieșim din ideea asta de cutii, să înțelegem că noi vorbim de o țară întreagă. În momentul în care vezi capacitatea spitalicească în București că nu poate să facă față, există toate modalitățile și toate mijloacele la dispoziția noastră să transferăm bolnavii în alte zone din țară care nu sunt afectate, așa cum se întâmplă acum în Turcia. Și mai este un aspect, domnul ministru mi-a adus aminte, chiar cum zicea dânsul, în timpul în care era în discuții cu doamna ministru Orvenco, a trecut prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență aprobarea unei liste de aproximativ 40 de tone de ajutoare umanitare pentru Siria, în baza unei liste care a fost dată de guvernul sirian prin mecanismul de protecție civilă. Am urcat cu acordul premierului deja pe portalul Protecției Civile Europene propunerea noastră și urmează să vedem care va fi modalitatea de transport și modalitatea de livrare.
Deci asta urmează să se discute cu Protecția Civilă Europeană și am înțeles că costurile se vor acoperi chiar pentru transport, de regulă se acoperă 75%, pentru situația asta se vor acoperi chiar în proporție de 100%, că să ajungă materialele în zona respectivă și să fie distribuite, probabil printr-un mod sau altul care îl decide, bineînțeles, Comisia Europeană, să fim siguri că ajung la beneficiarilor. Deci cam, vă rog. Fără discuție, din punctul nostru de vedere, avalanța, haideți să o luăm așa. Avalanța e ca la cutremur. Deci noi, avalanța, știm că e risc de avalanță și pentru asta aveți aplicația DSE-ului care a fost relansată acum 10 zile și puteți să o descarcați de pe Apple Store, de pe Google Play. Eu nu pot să spun ro alert, vedeți că o să fie avalanța în 2 minute. N-am de unde să știu acest lucru. Dar prin aplicație se dau alerte, salvamontul poate să dea alerte pe riscul de avalanță. Și când auzim că avem risc de grad 3, 4, 5, deja nu mai trebuie să fim în zona respectivă la schi. Cam asta e. Mulțumim. Mulțumesc. Stați puțin să iasă dumneavoastră prima dată ca să poată. Mergem, ocolim clădirea și mergem la lungă. Vă invităm să înainte anunță, dacă vreți totuși. Am onoarea să vă salut, bună ziua! În contextul ratificării acordului privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierii Albița pentru sensul ieșirii din țară Republica Moldova, respectiv intrare în țară în România, toată activitatea privind controlul de trecere a frontierii se va desfășura în punctul acesta. Mașinile vor opri la o singură intrare, iar controlul va avea următoarea cronologie. Prima instituție care va desfășura controlul de frontieră va fi Poliția de Frontieră din Republica Moldova, vor fi preluați apoi de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, iar ulterior autoritățile din România vor desfășura verificările de frontieră după cum urmează, Poliția de Frontieră, respectiv lucrătorii din cadrul inspectorii Vamal din cadrul biroului Vamal Albița. Dacă totul este în regulă, activitatea de control se încheie, iar participantul la trafic își continuă călătoria în aluții. Cam atât, vă mulțumesc frumos. Încercați să fiți mai succes. Bravo. Felicitări. Succes. Vă mulțumim. Câte persoane vă făcut turul? Vameri și moldoveni, polițiști, polițiști, moldoveni? Da. În funcție de valorile de trafic va fi planificat personal. Totul se va desfășura coordonat, cum prevede și acordul. Cu condiția să putem interveni oricând la necesitate, cu suplinierea sau numărul personal băgăm. Sau echipament. Dar ce capacitate cam aproximativ avea această punct de trecere a frontierii? Punctul de trecere a frontierii Albița a fost tranzitat în anul care s-a încheiat 2022, a fost tranzitat de aproximativ 4 milioane de persoane, intrare-ieșire și peste aproape 2 milioane de mijloci de transport. Este depășită capacitatea acestuia, dar noi am desfășurat activitatea cu griu, considerăm. În cazul tremurilor de mare? Atât am avut să precizez despre punctul de trecere a frontierei Albița rutier. Mai mult, nu avem trenuri pe aici. Tirurile sunt pe sensul de intrare în țară. Controlul este desfășurat în alt punct. La fel, va fi un control coordonat cu o singură oprire. Mulțumim. Da, o să aveți. Haideți să mergem pe partea cealaltă puțin. Haideți. Dincolo, să nu culcăm practicul. Faceți și un loc. Scuze. Sunt ca să rămâi fără pantaloni. Nu știu, să primim niște tare. Hai,
Da, 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 da